O familie dintr-o localitate bistrițiană a fost trezită dis de dimineață de o bubuitură puternică. Speriați, oamenii au ieșit afară și nu mică le-a fost mirarea când au văzut un tir oprit în zidul casei. Din fericire, în camera avariată nu se afla nimeni în momentul impactului. Se pare că șoferul ar fi încercat să evite un taximetru și un tractor care i-au tăiat calea și a virat brusc de volan. Bărbatul a pierdut controlul mastodontului, care a lovit mai întâi un microbuz care staționa pe marginea drumului și s-a oprit apoi în zidul unei case. M-a văzut tirul că aia, că a rămas blocat. M-am dus în spate să văd. Exact. Casa în spate. Ce să mai... În urma impactului, cabina tirului a distrus peretele casei, iar remorca a ajuns în curtea oamenilor. Pagubele puteau să fie mult mai mari, dar în traiectoria sa, tirul a acroșat balconul unei case vecine și, în plus, remorca nu era încărcată. Acolo prinsă balcon remorca și eu am recroșat de partea de altă. Din fericire, locatarii casei s-au ales doar cu o sperietură zdravănă, fiind treziți de o bubuitură puternică. La momentul producerii accidentului nu era nimeni în încăpere, dar pagubele sunt destul de serioase. Se pot recupera pagubele materiale și se poate renova casa. Bărbatul este acum cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Ce să facă? O să evita, nu știu ce, tractor, taximetrist. La fața locului au ajuns și cei de la control trafic, care l-au amendat pe șofer cu 4.000 de lei pentru că nu avea diagramă.